Dar de ce merge așa încet? What? Nu schimbă viteza? Bă, eu se... Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la BeamNG Drive. Hai să ne mai distrăm puțin pe joaca aceasta. Vreau să începem cu o hartă clasică, o cunoașteți cu toții. Plecăm cu loganașul și sărim de pe rampă. De asemenea, foarte important, mi-am făcut upgrade la calculator. Acum ar trebui să zboare calculatorul acesta. Avem 300 de frame-uri în stânga sus. N-ar trebui să mai avem probleme cu frame-urile niciodată. Țineți minte ce vă spun eu. Wow, loganașul, bă, vezi că se ține bine. Deci vezi că se ține bine rău de tot loganașul. Spacia. Ce bot are. Stăzi, în afară de rampa aceasta normală, vreau să legăm cu un lanț două mașini să vedem ce se întâmplă. Deci avem Dacia 1 modernă versus Dacia 2 veche, ok? Și dacă veți apăsa butonașul de like și văd că mai vreți episoade cu BeamNG, o să mă pun să descarc mult mai multe mașini. Acum întrebarea este în felul următor. Cum facem noi? Îi zicem calculatorului să fugă, dar nu știu în ce direcție fuge nebunul. Și luăm după noi sau ce facem? Bă, ce face bă calculatorul ăsta? Bă, numai calculatorul face așa ceva. Și-a blocat spatele. Bă, ce? Wow, 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 wow. Urmărește-mă, hai. Ia. Loganul vechi trage loganul nou. Bă, m-ai blocat cu totul. Vezi câtă putere are loganul ăsta. Nu știu ce se întâmplă. Ne ducem așa cu tot cu lanțul ăla prins. Nu mă întrebați. N-am nicio idee. Trebuie să dau jocul mai încet la montaj că-mi bubuie urechile. Mergem amândoi legați. Lipiți efectiv. Logan costă 40 la oră. Ceea ce e doable, adică e ok. Doar că sare pe rampă. Oh my god! Mamă, mamă, bă, dar lanțul ăla e puternic, bă, nu se rupe, efectiv. Da. Habar n-am ce se întâmplă. Bă, e ok, sincer. Hai să vedem Cybertruck-ul, trage o Skoda. Are putere electrică sau nu? Mamă, cum face, bă? Electrica are prea multă putere, etă. Care, fără problemă, 200 la oră? Vezi ce zburăm cu Skoda asta. Țineți-vă bine înghețane acolo. Oh! 200 și ceva la oră. Skoda nici ea nu știe ce se mai întâmplă. Ia să prindem așa un cadru mișto. Stai să dăm un pic viteză. Vine. Șoame, tank Cybertruck-ul. Eu mi-aș cumpăra un Cybertruck, pe bune. Mi-aș cumpăra un Cybertruck. Când se lansează, băieți, mă vedeți în Cybertruck. E tank! Ce-ai, mă? Car, bine, electric, știi? Și motorul ăla e insane. Pe orice mașină l-ai pune, probabil. Bă! A tras destul de bine. Wow! Oh my god! Hai că zbura Skoda, dar a oprit-o... Bine, e un pic bugui jocul, vedeți cum se blochează în chestiile astea? Și n-ar trebui să se blocheze. Dar hai să încercăm și alte hărți. No, și ceva? Așa de dragul nostalgiei. Resetez o mașină și dăm una așa goarnă pentru mine. Stai. Dă-mă una goarnă pentru mine. Cred că știi cum se duce bateria acum la 300 la oră? Vai, vai. Ia uite, motorul în stânga jos s-a stricat. N-are mă nimic, e tank inatus nuclearus. Bă, suspensii, tank. A plecat roata. Bă, tot acolo a ajuns, vine să credeți? Mai ține cineva minte roata asta? Oh my god. Vreau să scrieți LOL în comentarii dacă vă mai uitați la episod și vedeți roata și vă dau inimioară. Aventura unei roți de Cybertruck. Bă, încă se mai duce. Tu realizezi? Bă, frate, unde se duce roata asta? Se mai oprește vreodată? N-ai mă cum să nu iubești BeamNG, uite-te și tu. Adică nu se oprește. În viața reală nu e posibil așa ceva, nu? Pentru că e prea grea janta. Dar în jocul ăsta zici că e doar cauciucul gol. Fiți atenți aici, avem cea mai rapidă mașină din istorie. Adică mașina asta zboară prin de 400 la oră. După care
avem chestia asta și vreau să reușesc să intru cu lanțul, ce se întâmplă dacă intrăm cu viteză și se blochează lanțul aici? Are sens? Bun, hai să vedem. Nu știu exact cum să fac, e că e un pic mai complicat, dar pot. Hai să facem prima încercare, 3, 2, 1 și... Hai de capul meu, și aia a plecat cu totul. Vreți să vedeți dacă e rapidă mașina asta? Ia ziceți. Merge rapid sau? Ok, bun, v-ați convins? Ok, facem un test, nu știu dacă o să iasă sau nu. 3, 2, 1 și... Hai de capul meu! Ce s-a întâmplat, mă? Stai puțin. Mă, ce? Ok, vreau să mutăm ăsta puțin mai în față și... Aveți încredere? Stop! Stop, Maxim! Hai să vedem eu. Ok. Damn! Ok. S-a rupt ăsta sau ce s-a întâmplat? S-a rupt, bă. Sau nu s-a rupt? What? Trebuie să încerc, băieți, nu mă pot abține. Luăm Lambo-ul și-i dăm blană. Ia vezi. Sare! Oh! Sare Lambo-ul. Bă, nu sare, ești nebun. Stai așa, că am dat viteza prea mare. Nu e nici pe aproape. Bă, Lambo! S-a spart podul, bă. Vreți să vedeți ce mașină sare? Cea mai rapidă mașină existentă. Cât credeți că prinde până la rampă? Eu zic 300. Bă, ce? Bă, frate, cotește singură. 400 a prins. Ce-are, bă? E nebună mașina asta. De ce cotește singură? Suntem așa. Mamă, cea, cu brio trece peste. Cu brio. Ce se întâmplă dacă agățăm de asta un Lambo? O să facă urât de tot camera. Bă! Nu merge cu Lambo, că îi pleacă bara, bă, ce trist. Cea mai rapidă mașină din lume versus Matiz. Hai, 3, 2, 1 și... Bă, nu putem să sărim! Bă, frate! N-ai cum! Am tras Matizul. Mai e, bă, pe undeva? Nu mă, lua foc Matizul! Wow! Hai să vedem dacă se duce el așa. A, nici nu merge. Ceva copie de asta BMW. Cred că-ți trebuie vreo 200 la oră ca să sari. Adică Lambo avea 100 și ceva și n-a reușit. Fiți atenți! Mașina care nu ne dezamăgește. Cybertruck. Nu s-o aude nimic. 160. Cred că trebuie mai din spate, mă, sau? Ce, să ne ducem ceva de genul ăsta? Ia. Yeah. La limită aș putea zice. Am văzut că e ceva aici. Ce mă asta? Este un pic să vedem. Mă, ce se întâmplă aici? E o rampă, ce? Dar nu are textură, e harta ciudată. Ei, ok, n-ai cum. Mai avem una aici, dar pe asta nu cred că ai cum să sari. Sincer vă zic. Doar mașini mega rapide. Asta e un test să vadă cât de bine rezistă mașina? Sunt și eu curios să ia cât de bine rezistă mașina. Ok. E foarte barcă mașina asta. Adică ce suspensie are de face așa? Mamă, ce gropi! No, doar o mașină ne salvează aici, fiți atenți. Efectiv, Dacia e făcută pentru drumurile astea. Mama, abia pleacă. Dar vezi că arată bine pe alb și negru așa. Ok, a plecat bara. Ok, a plecat bara spate, dar aia față încă rezistă. Niște gropi de România. Corect. Bun.
Un drum de țară de România, corect? Stai să vedem. Ok, ok, îmi place groapa asta. Ok, craterul ăsta îmi place. Mă merg că nu pleacă janta cu totul. Mamă, cum face Daciana? Rezistă, bă. Hai, trage și tu, ești 4x4, e mort. Bă, motorul ăsta de drujbă e mort. Adică ce motor e ăsta 08? Nu pleacă nicăieri. 08 gaz, clasicul. Nu pleacă efectiv nicăieri. Se simte, bă, unde e power. Bă, măcar a urcat. Niște denivelări de-astea așa urâte. Astea sunt frânele. Bune, bune frânele. Ăsta e testul pe care îl fac ei la producție. Și dacă îl trece cu brio, mașina e gata pentru lumea reală. Clasica rampă. Ok. Ok, încă se ține bine mașina. Hai mă, Daciana, nu ne dezamăgi. Wow, 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 wow. Stai că am ruscat-o un pic. Mă, încă mai merge. Încă mai merge, băiți, aveți încredere. Lăsăm bara aia că ne mai... Aoleu, s-a stricat direcția. Da, nu mai merge. E stricată direcția. Bă, cam până aici a dus. Mai era în continuare drumul ăsta. Dar interesantă hărțulica. Poate mai revizităm după ce mai adăugăm mașini. Avem o altă hartă mega clasică. O să o testăm imediat cu mașini șmechere, cu lanțuri, cu nebuneli. Fie antena aici. S-a dus, tată. Leap of Death se numește. Adică... Adio, dar rămâi cu mine. Oh my god, mă, foc, s-a spart în două. Nici o mașină nu o să treacă testul acesta. Cam așa se prezintă situația, doamnelor și doamnelor. Avem un tir, un camion și trage un Range Rover. Ia, hai să-l vedem. 3-2-1, plecăm. A luat cu totul. Hai mă, care e cuplu de betonieră, așa se zice. Cuplu de betonieră! Mamă! Adio, dar rămâi cu mine, mergem în 2. 3, 2, 1. Foarte frumos, aș putea băga o melodie de aia în chat, așa clasică. Și... Mamă, vezi că range-ul se ține încă bine, încă în viață. I-au plecat roțile la camion. Dar e ok. Au sărit toate roțile, a luat foc. Range-ul încă trăiește. Hai că nu mai e mult de coborât, stați liniștiți. Ok, încă o lovitură. Nu mai e absolut nimic din camion. Și lanțul s-a spart. S-a tăiat, s-a distrus. Dăm un pic și mai repede. Aici prietenii s-au despărțit. Ăla, nu aș mai putea să spun că e mașină. A mai rămas range-ul ăsta care vrea cât de cât. A rămas la el lanțul, ok. Hai să-i dăm ordoi așa. Hai să-i dăm real time. Că e în cădere liberă. Care credeți că se duce mai jos? Oh, range-ul nu prea mai e mașină. A mai rămas doar bucata asta din el așa. Oficial lagul noi. Ia uite-l. Pe fundul mării. Văd ceva pe aici. Uite și camionul nostru. Vă dați seama că trebuie să testăm și cea mai rapidă mașină din univers. 3-2-1, am plecat. Bă, știi care e faza? Se putea un pic mai bine. Hai să-l dăm de aici să vedem ce se întâmplă. Cred că o să zboare din prima. Da. Ok, am altă idee. Dacă îl punem noi de aici. Cred că o să pice direct în apă, credeți? Hai să oprim motorul. Titirez! Bă, e prima mașină care nu pățește nimic. Adică o să intre doar în apă. Eu uite cum face, bă! Au! A trecut prin hartă? Ce, mă? Mă, ce se întâmplă? Le-am dat un pic mai încet pe la 200. Nu chiar 300 să cadă prin hartă. Se învârtea prea repede sau de ce oare? Mamă, nu mai pică în apă. Vedeți că mai cade prin hartă? Drrr, boing! S-a făcut clătită. Sunt curios în seria 7 cum se duce. Hai să vedem. Care e vârful de gamă de la BMW. Dar de ce merge așa încet? What? Nu schimbă viteza?
Bă, e un Serie 7 cu daună, de aia aruncăm la gunoi. Înțelegeți? Are problema la motor, nu schimbă viteza la cutie. Oh my god, credeți că se mai poate repara să ajungă pe OLX? În stagiul ăsta? Bă, cred că un român entuziasmat ar putea să-l repare și de aici. De aici credeți că mai poate repara? Cum atârnă roata asta, oh my god. Da, cred că e daună totală, băieți. Cred că e timpul pentru una nouă, ia spuneți. Se mai poate face ceva cu mașina asta? Avem o ultra mega rampă, o vedeți? Sare foarte sus acolo, coboară, prinde viteză, așa că am luat o mașină foarte rapidă versus Dacia Logi, nu știu ce Dacia asta. Ok, așa mai de familie. Și o să vedem ce se întâmplă. Stai un pic. Așa, ca să ne asigurăm că aveam frâna de mână. Mâna de frână pusă. Ok. Plecăm. Oh my god. Bă, ne trage Dacia pe noi. Stai. Nu. Nu Dacia Logi. Nu fă mâna. Mamă, ne întoarcem. Dacia Logi, nu. Ia, oi de capul meu. Nu, bă. Bă, frate, ai ruinat tot Dacia Logi. Hai că merge, merge. Trage. Cuplu de betonieră. Ce ai, mă, care Dacia aia, 3 tone. Ca să rezolvăm situația. O să prindă doar 800 la oră. Ah, da, ok. Understandable. Avem niște trepte imposibile, cică, ia să vedem. Ok. Bun. Mă, e în regulă. E în regulă pe treptele astea imposibile. A plecat roata. Cred că dacă leg două mașini, mamă, să fie nebunie aici. Cred că o să fie nebunie. Da, asta facem. Mașina de poliție are mâna de frână pusă, mă, era problema. Dă-i. Mamă, câte roți le avem. Bă, frate. Ca frații se duc. Fratelo, care credeți că o să rămână în viață? Ziceți repede în comentarii. Eu zic că mașina de poliție. Ce se întâmplă, mă? Bă, de fapt, cred că asta noastră rămâne. E 4x4, are roțile mari. Uite-o, trage poliția. Nu mai înțeleg nimic. Bă! Sincer, asta a rămas. Deși nu știu cum să decuplez asta, poate mă învățați voi. Hai să pregătim o plecare puternică. Ah, sunt jos acolo, țepii. Păi bă, m-am dus prea mult, sau? Credeți că o să ne distrugă țepii? 3, 2, 1. Oh, mamă, ce mișto! Antena, autobuzul, care mai are și jato. Da, nu ne trebuie. Se duce el așa frumos, îi dăm un pic de jato. Mamă, fii atent, l-am și forțața. L-am apăsat în jos cu... Bă, da! Destul de clasic. Ce se întâmplă dacă îi dăm jato? Ce naiba! Bă, nebunie, nici nu ajungi în țepi. Ajungi în apă. A luat foc, dar intră în apă, deci... A plecat camionul din America. O, frate, cum schimbă viteze! Cam nebunie cu el. Astea, camionele electrice, eu zic că sunt viitorul, mă, nu? Sau să fie prostie camionul ăsta, cred eu. Peste vreo 10-20 de ani. Dar, băi, e prea mișto asta cu țep, se face praf. Cred că asta merită un episod separat, eu așa zic. Ok, dacă v-a plăcut episodul acesta, apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like. Mulțumesc pentru atenție acordată, ne vedem la viitoare. Pa!